de numărul 177 din 23 septembrie 2022. Constat că este prezentă majoritatea consilierilor locale în funcție, prin urmare putem începe lucrările de ședință. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun la vot spre aprobare procesele verbale ale ședinței anterioare din 27 iunie 2022 și 19 august 2022. Cine este pentru? Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta punctele de ordine pe ordine de zi. Da, mulțumesc, domnule, de a începe cu ordinea de zi. Avem invitația aici pe domnul director la Școala Parincea, director Azun, domnul Dezgheț Marian, doamna Cășieru, Irina, director Azun, liderul de sindicat, doamna Maria Alexa, da? Și șeful de post, domnul Șerban, care și ei v-au prezentat o informare cu postul de poliție și școală. Începem cu ordinea de zi, informarea noastră din situația instituțiilor de educație, condiții privind desfășurarea procesului de învățământ în școlile de pe raza administrativă teritorială a Comunei Parincea, pregătiri de debut, anul școlar 2022-2023. Punctul numărul 2. Informare prin ordinea și liniștea publică în Comuna Parincea. Propuneri pentru planul de măsuri privind combaterea faptelor de violență și a sugestiilor de bunuri alte aspecte de interes public. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru ducerea îndeplinirea deciziei numărul 25 din 24.08.2022 a Camerei de Conturi de Bacău referitor la auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară al OAT Comuna Parincea pe anul 2021. Punctul numărul 5 și punctul numărul 6 le scoate de pe ordinea de zi de astăzi. Vă explic mai târziu și motivarea. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind înființarea Poliției Locale a Comunei Parincea și aprobarea ROV. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău, pentru ședințele din iunie, octombrie, noiembrie și decembrie 2022. Punctul numărul 9. Raportul anual privind starea economic-socială de mediu a Comunei Parincea. Punctul numărul 10. Raportul anual de activitate al viceprimarului Comunei. Punctul numărul 11. Raport anual de activitate al consilierilor locale de specialitate. Și punctul numărul 12. Raportul anual de activitate al consilierilor locale. Punctul numărul 13. Diverse. Spune-mi la vot. Supunem la vot domnului de zi. Cine este pentru? Am pus prima dată școala și postul de poliție pe ordinea de zi. După aceea, dacă vor să rămână în controlarea ședinței de mână, dacă au treabă, sunt potretate. Da? Informarea anuală prin situația instituției de educație, condiții privind desfășurarea procesului de învățământ în școală de pe raza administrativ teritorială a Comunei Parincea, pregătirea și debutul anului școlar 2022-2023. Dăm cuvântul domnului director de Mărinare. Mulțumesc. Dați-mi voi prima oară să mă prezint. Mă numesc Gheț Marian. Sunt absolvent al Facultății de Biologie în 2008, a unui master în 2010 de protecția și valorificarea resurselor biologice și am unui Facultăți de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar în 2016. Sunt titular al acestei școli din 2020 și am participat la concursul de director pe care l-am promovat. Și, în drept urmare, sunt cu decizie de 4 ani director al acestei școli. Am vrut să precizez aceste lucruri, pentru că poate sunt dintre dumneavoastră care nu mă cunosc și de aceea am vrut să. Acum voi continua un pic cu raportul privind starea și calitatea învățământului. O să vă dau câteva date statistice. Raportul are 50 ceva de pagini. O să vă spun doar câteva date statistice referitor la examene și după aceea o să vă spun și despre debutul anului școlar.
Deci, în anul școlar 2021-2022, la ciclul primar au fost înscriși 156 de elevi, la gimnaziu 124, la ciclul profesional 17 elevi. Au fost 40 de norme didactice. Au fost 40 de norme didactice, 30 de cadre didactice titulare. Referitor la evaluările naționale, la evaluarea de la clasa a doua, există o probabilitate de 78% la competențe de citit și scris și la matematică 73%. La clasa a patra, 68% probabilitate și 62% la matematică. Iar la clasa a șasea, probabilitatea la limba română 60%, la matematică 42%. După aceea, toți profesorii au făcut un raport de ameliorare a situației de învățământ. La evaluarea de la clasa a 8-a, avem cele mai mari rezultate din ultimii ani, ca idee. La matematică avem o probabilitate de 60%, iar la română de 57%. În total, 58,92% probabilitate la evaluarea națională. La bacalaureat, în cele două sesiuni, la prima sesiune s-au înscris 15 elevi, au promovat 2, în a doua sesiune s-au înscris 6 și au promovat 3. În total au promovat 5 elevi, adică o probabilitate de 33%. Acestea sunt datele statistice despre anul trecut, cele mai importante, iar referitor la debutul anului școlar, avem 6 grupe de grădiniță, 10 clase de ciclu primar, s-au ființat 2 noi posturi anul acesta, la Arincea, clasa a doua, a fost despățită de clasa preiectoare și clasa a treia, și la Valeria a fost înființat un post, deoarece erau 5 clase cu un singur învățător, acum sunt 5 clase cu 2 învățători. La ciclul gimnazial avem 7 clase, 4 clase sunt aici la Parincea și 3 la cultura școlară Vladnic, unde clasa 5-a cu clasa 8-a învață în regim simultan. Cadre didactice sunt 43, 30 de titulari cu gradul 1 și 2, personal auxiliar 3, un contabil, o secretară și informatician, și personal nedidactic 8 îngrijitori și 2 șoferi. Aceștia erau și înainte, la fel numărul. Referitor la începutul anului școlar, microbuzele școlare au fost reparate și s-au făcut revizia tehnică, au fost reparate, am făcut dezinsecție, dezinfecție în toate structurile școlare, am solicitat analiza la toate structurile școlare din partea DSP-ului, am cumpărat 100 de metri cub de lemne din aprilie, le-am depozitat deja în magazinele școlilor, tuturor structurilor, am reparat baia de la Liceul Tehnologic, pentru că era într-o stare avansată de degradare. Toate acestea, bineînțeles, le-am făcut și cu sprijinul dumneavoastră, adică Consiliului Local și a Primăriei, care ne-a sprijinit și în repararea microbuzelor, pentru că erau niște sume foarte mari și nu puteam să le acoperim. De exemplu, unul din microbuze avea cutia de viteză stricată și a trebuit cumpărată una nouă, pentru că nu putem achiziționa obiecte secundare. Și am dat spre casare către primărie microbuzul al treilea, care era nefuncțional de mai mulți ani. Ca efectiv de elevi, anul acesta începe cu 74 de preșcolari, 154 de elevi la ciclu primar, 120 de elevi la gimnazial, 94 la profesională și liceal. Și liceal? Și liceal. 74 la profesional și 20. Și 18 la liceu. În total, aproximativ 440, că mai sunt niște transferuri de efectuate. Vă mulțumesc. Cam atât. Da, dacă aveți întrebări, eu aș avea o întrebare pe domnul director. Domnul director, combustibilul, de unde l-ați achiziționat acum?
De la PECO, de aici. Mai faci deplasare la, nu, nu, la pentru, oraș. Nu, pentru că vă dați la 70 km ardem acolo ca să facem plinul, el deja nu știu 10 sau cât. Da. Dar atunci era la 3 zile. A fost o practică în care se duce. Da, pentru că se risipește foarte mult combustibil în sensul ăsta și atunci e mai bine. Sper că combustibil să fie de o calitate superioară, asta nu rămâne de văzut. Deci ar că se răspunde ei. Da, da, implementarea se face de la PECO de aici. Da, deci nu se mai plimbă la oraș. Nu se mai plimbă la oraș, doar în condiții în care sunt probleme tehnice sau ceva de genul ăsta. Da, mulțumesc. Am și o întrebare pentru domnul director. Da. Știm cum fost seceta ăsta și a fost greu cu apa. Toate școlile au apă, inclusiv Barna? Toate școlile au apă. Înțeles că e o problemă acum la Barna, la pompă. O să verificăm despre ce este în apa. Dacă e alță pompa sau ceva, ceva nu... Dar e acum, în ultimul săptămâni sau e tot perioada de anul trecut? Nu, anul trecut am fost în regulă. Da? Da, a fost în regulă. O să vedem despre ce e vorba. Ori pompa este stricată, ori poate nu mai este apă în fântână. E posibil și asta. Vă mulțumesc, dacă mă gândeam, fiind vreo un an care a fost foarte secet, tot e posibil și asta. Da, mulțumesc frumos. Acum, intervin un pic aici. Acum, 2 ani de zile am avut fonduri, care știți că au trecut prin bugetul primăriei, ca să facem grupuri sanitare pentru toate școlile care nu aveau grup sanitar interior. Și s-a făcut grup sanitar la Velen, la Vladnic 1, sus la grădiniță, Vladnic Păduroș și Barna, unde nu au avut așa, nu au avut deloc nici apă, nici grup sanitar. Da? Și nu puteam să facem grup sanitar dacă nu aveam apă. Am făcut și puțuri de apă, furate la mare adâncime, și, na, nu știu, din Barna nu am auzit ca să știu că a fost altă problemă, dar s-a rezolvat. Da, era din Buiești, atunci că tot se reasigură. Da. Deci acum dat școlile au apă, au tot ce ar trebui, nu e o problemă. Am și o întrebare pentru domnul director. În primul rând, mă bucur că aveți mandatul de 4 ani, că aveți timp să vă implementați proiectele. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb câte școli din comuna Paricea sunt încă fără apă, fără apă. Greu zis. Da, fă, să spune, fără grupuri sanitare și centrale. Dar acum am spus eu. Sunt are grupuri sanitare. Da? Deci am spus acolo și grupuri sanitare. Nu, 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 curții, mă refer în... Deci, acum am spus. Doar astea trei mai zic. Nu există nicio școală fără grupuri sanitare. Toate au. Ultimele trei făcute. Astea care nu aveau din loc și le-am făcut în 2 ani. Dar nu există școală, dar nu avem școală, cum se spune, cu WC-ul fără curții. Nu e cazul. Centrale au toate școlile? Nu au centrale toate școlile. Ar fi de folos să fie centrale? Investiția prea mare, de exemplu, pentru Păduroș, ca să faci o centrală, da. Deci acolo e o singură clasă, un singur foc, la Barna. E o singură clasă, e un singur foc și acolo, da. Faci centrală, caloriferii, deci nu se merge investiția, mai bine nu se sobe. În restul școlii astea, Văleniu, acolo cred că, așa acolo sunt copii puțini, și nu se știe cât va mai rezista școala respectivă. În rest, Menești, Vlanic, Parincea, au probleme. Dar nu fați acum, chiar o să sunăm, să vedem în da, deci, referitor cu școala, știți că în fiecare an noi trebuia să vină să-și prezinte raportul de activitate, avem foarte mulți ani care noi am trimis că adresa să vină să-și prezinte raportul de activitate, nu s-a prezentat nimeni, da? După cum știți. Știți că tot timpul relația dintre instituția primăriei și școală a fost foarte grea. Părerea mea, care este și care îmi mențin, toată lumea care au fost la conducerea școlii sau care au putut, n-au alergat decât după ore suplimentare. Știți că au fost profesori care aveau și două norme întregi, care fizic nu ai cum să le faci. Dar nu s-o să duc cont de asta, ei au mers înainte ca așa au avut ei. Da? Rugămintea mea. Și vă rog, nu luați ca pe amenințare. Dacă și anul ăsta ieșim tot cu un singur copil de la liceu cu bacul, nu-și are rostul să mai funcționeze școala respectivă. Nu mai dă niciun. Bun. Cu școala profesională. Din anul anterior.
Doamna Maria, deci cu școala adițională, când termină copilul școala cu școala adițională, cu ce diplomă pleacă de aici? Ce poate să facă copilul ăla cu diploma respectivă? Agricultorul pentru tehnic. Adică să vină cu sapă? Nu. Deci nu mai devine cu sapă. Și poate să fie angajat cu diploma respectivă undeva? Exact. Și este recunoscută și în Uniunea Europeană. Deci copiii care au plecat și lucrează în agricultură, care s-au ținut și asta, și-au luat acest document cu ei și au fost altfel plătiți. Da. Dar și în școala profesională, din toată lumea vede agricultura aceasta ca pe, nu știu, de ce începem toți. Ei învață niște tehnologii, adică noi insistăm să învețe niște tehnologii, tehnologii moderne, deci nu mai dă nimeni cu sapa, chiar nu mai dă nimeni cu sapa. Da, eu cu sapa am grădină la mine, așa că vreau eu să am cultură ecologică, dar din tehnologie... Bun, dar la anul vom avea cu BAC, da? Nu, la anul nu mai avem. Cu BAC vom putea avea, numai în cazul în care solicită o scriere cei din anii anterior. Care nu luat în anii anterior. Mai bine, anterior, care vor să dea bani. Exact. Da. De ce? Și a venit un elev anul trecut, Caramură, și chiar l-am purtat în clasele de a 12-a și a 11-a, la vremea respectivă. El a venit după 7 ani să-și dea bacul. Că s-a dus pe un, s-a dus, a întrebat toată, am liceu, dar n-am bacul. Și a venit și a luat și bacul. Deci a învățat, a văzut că trebuie să învețe. Nu este vina școlii, eu zic că nu este vina școlii, mai ales în învățământul tehnologic. Nu numai la Parice este această carență. Nu se implică familia, nu se implică. Sunteți, cunoașteți... Dar cum sunt profesorul, nu se implică, da, dacă e familia. Eu zic, totuși, profesorii care predau la clasele acestea sunt oameni cu... Nu știu, de respectat. Deci oameni care muncesc. Eu dau și exemplu nominal. Nu putem să contestăm pe doamna Șolog la matematică. Nu putem să contestăm pe doamna Zaharia la română. Pe doamna de la biologie la care dau ei bac. Deci sunt oameni care muncesc. Oameni care fac program suplimentar. Au... Deci, nu știu, eu îi laud. Îi laud pentru că e frumos, recunosc calitățile și rezultatele copiilor care au învățat. Când nu au învățat de undeva, ăla care a luat 9-10, la evaluare sau a luat un motiv, au luat bunișoare și la BAC. Nu învăța din altă parte, tot de la profesorul respectiv. Eu am înțeles. Tot respectul pentru profesorii care vor să facă același muncesc cu adevărat. Dar ceilalți care au orele suplimentare sau care aveau și nu, deci nu fizic, nu puteau să-și facă orele. Ce facem? Vom merge în continuare așa? Dar nu mai sunt. La ora actuală nu mai avem. Numai eu mai sunt cu ore suplimentare la ora actuală. Deci eu vă spun sincer. Dacă continuăm în felul următor, acum este o echipă nouă, da? Nu, deci ați văzut, când a fost o problemă, când ați avut nevoie de ajutorul nostru, noi am sărit tot timpul, v-am ajutat. Dacă mergem în continuare așa, să știți că la următoarea hotărâre din Consiliul Local, o să respingem și... Deci, ascultați copii, v-am spus, nu luați complementare. Luați-o că trebuie să facem treabă. Deci, vom desfința și liceul și școala personală. Deci, noi cu mașinile noastre cărăm copiii de pe alte comune, da? Și copiii noștri merg pe jos. Nu-i corect. Da? Ca să fie bine. Deci, suntem de acord să mergem în continuare, dar să muncim și să facem ceva, să avem și rezultate. Da? Că dacă nu avem rezultate, ca să plecăm de acasă, nu. Deci, vă spun sincer, o să ajungem, o să vă întâlniți cu respingerea din partea Consiliului Local. Materialul genetic vine de calitate inferioară. Nu știu dacă totuși cadrele didactice sunt cele care... Copiii au dreptul la educație. Da. Eu am înțeles. Dar dacă noi la Parice nu vrem, da, să facem ceva, haideți să lăsăm să ducem la Bacău. Deci vrea să facă liceu, duce la Bacău, da? Se duce la Bacău. Noi, pentru copiii noștri din Parice, o să găsim o soluție. Și cu asta basta. Nu cred că toată lumea a fi în față. La Bacău, pentru că... Deci nu, eu
dacă luăm o statistică și mă ne retragem, luăm, facem statistica noastră de la învățământul tehnologic cu BAC-ul și să luăm Mangeronul sau Antipa. Să știți că suntem pe aceeași linie. Da? Iar cu transportul, dumneavoastră aveți dreptate, cheltuiem, dar dacă este și el optează să vină la școală, să-i decontăm transportul, cred că ajungem tot acolo. Deci ei sunt ca un nu avem mașini. Deci multe copiii noștri merg pe jos și... Nu știu, dar chiar s-a întâmplat. Problema asta am pus-o de fiecare dată. S-a întâmplat că nu mai vezi mașinile stricate și a rămas pe o mașină. Dar aveți, nu știu dacă chiar a rămas, cine a rămas pe jos. Nu știu. În fine, sper să... Îmi cer permisiunea să îl felicit și eu pe domnul director, chiar mi-a plăcut poziția dumneavoastră și prezentarea materialului, în comparație cu ceea ce am auzit în decursul anului. Dar am auzit nimic. Da. Deci vă felicit și vă urez succes în activitate. Și am ținut să iau cuvântul vis-a-vis de acest transport școlar, domnul consilier știu. Rugămintea noastră este să vă notați, domnul director, ca problemă în Consiliul de Administrație. Nu avem regulamentul de transport școlar întocmit, da? Și adus în Consiliul local să-l aprobăm. Da. Da? Da. Îl așteptăm de ani zile. Pentru că aveți grijă, pentru că mașina de raza comunii poate cea mai revoluțioasă. Dumneavoastră îl prindeți în regulament când duce mașina până la Răcătău. Când ajunge la Consiliul Local, se blochează. Da? Ca să știți, nu știți ce am. Deci, tocmai de aceea am. Când legea nu-i permite să dăm drumul la mașină să iasă cu raza comunii. Deci, celălalt primar a chemat, a făcut convocări cu primarul din localitățile unde vin copiii, da? Deci, nici nu au fost să audă. Că nu-i interesează, că ei n-are cum. Deci, tot vine mașina lor, da? De la Răcător, vine până la Bucești, la Bucești, până la intrare în Văleni, mai ai un kilometru, da? Păi, mi-i aduci până în hotar cu mâna parinte, da? De acolo iau eu nicio problemă, dar nu mi-e să mă aștept cu preaza comunii. Din hotar cu de la Văleni și între Văleni și Bucești, noi luăm. Oricum merge mașina până la Văleni, se ia copiii la Văleni, nu? Îi luăm și pește și aduce până la parinte, pe urmă când îi duce, îi duce tot până acolo. Să vină mașina de Bucești să ia. Deci nu-i greu, dar nu vor. Nu vor. Și nu s-a vrut niciodată. Dacă nu, deci școala are voie să deconteze biletul la fiecare copil, da? El decontează până la Parisia și pe asta noastră, dar nu iese mașina cu preza... Adică dacă ar vinete și cu transportul comun, să vină până la... Da, poate să folosești cu orice. De la Ungurie, mi-am fost de la Bibliești, de la Bocelasa, de la Ungurie, ei vin cu autobuzul, da, decontează buzul. Și m-au făcut călăgii niciodată, m-au cerut niciodată mașină, n-au făcut probleme. Eu înțeles, dar și noi, nu ce facem, doamne, mașinile astea, deci avem barna, coină, străseri, vă dați seama să plece de unde stă Cezar, m-am făcut da, până acum. Și până la barna se ducă pe jos, sau se întoarcă pe jos acasă copii de zielul, casa de sus sau grădiniță, acolo e sigur așa la barna, în toată zona aia. Dacă dumneavoastră ați vorbit cu primarii și nu s-a găsit o soluție, atunci eventual să facem o adresă către transportul comun și poate ne... Pot aduce ei până la părinte. Trebuie să faceți o ședință cu părinții, de la cei la Bugești, de cei să spuneți, domnule, uitați care e situația, noi nu avem voie să facem, sau nu putem, da? Mergeți la primar să vă dea o soluție, să directorul școlii să dea o soluție. Au mașini. Bugești, deci noi avem două mașini, și avem liceu, și avem atâtea sate, Bugești au și tot două mașini. Nu? La Ungureni mai vine o mașină, tot două mașini. Dar ei nu au treabă cu noi. Prâncești. Nu știu câte mașini are, dar presia că una sau două, nu știu exact. Dar atunci, domnule, până în hotar cu părinții, ce așa greu? Că sunt copiii tăi, cetățenii tăi din comună. Știți care este problema vis-a-vis de acest regulament al transportului școlar? Vă amintiți, cred că și ne amintim cu toții, nu de mult timp a fost un accident aici, în fața primăriei. Ei, în acest regulament de transport trebuie stipulate în mod expres stațiile de îmbarcare de barcare, care nu sunt oficial aprobate. Ei, și atunci intrăm și sub incidența circulației și de-aia chiar vă rog cât de repede, cu celeritate, faceți acest regulament, să-l aprobăm și noi avem să funcționăm corespunzător, pentru că suntem într-un ridicol. Deci noi în fiecare an am făcut adrese către școală ca să facă regulamentul ăsta de transport. Deci nu e mare lucru, sunt și modele cadru, se poate face. Doamne, fiești, accident. Da. Deci răspundeți. Exact. Da.
răspundeți. Dacă, șoferul a oprit în altă parte și nu a oprit în stația de unde e stabilit îmbarcarea și debarcarea, răspunde șoferul. Dar dacă a oprit, acum aș spune, domnule, păi n-am regulamentul ăsta, răspunde directul. Și la directul adjunct. Să nu trebuie să scapă cineva. Dar nu ferește până se întâmplă problema. Da. Din contabilitate la primărie. Ba da, pentru că nu te poți ruga de ei. Nu te poți ruga de ei, domnule. Noi trebuie să facem treabă. Atât timp cât luăm bani, trebuie să facem și treabă. Asta e valabil la toată lumea. La toată lumea este valabil, da. La toată lumea, normal. Adică, stăm securea deasupra capului lor, dar haideți să vedem deasupra noastră capului. Nu putem să iasă. Dacă aveți nemulțumiri, noi care suntem aici, sau instituția, angajații primării, care... Nu, e tot o grămadă de proiecte, dar noi acum putem să avem diverse. O grămadă de proiecte care sunt aprobate și studii fezabilitate și toate plătite și nu e niciun proiect care să fie, să meargă. Apa, de exemplu, e făcută. Funcționează canalizarea și toate astea. Nu, și atunci acum e vina dumneavoastră. Suntem în timp, dar e vina dumneavoastră. Dar ce nu să mă bat pe eu, la faptul meu dat autorizația ca să treacă dreptul la stația temporară? Nu? Așteptăm de la ei buni. Deci ne întâmplăm probleme la Văleni, strâmb cu tot ce trebuie, curtea omului. Și ăla nu vrea să dea semnătură ca să intre să facă legătură, pentru că nu-i plătește omul nu știu cât. Vedeți? Deci, dacă nu cunoaștem ce se întâmplă în interior, veniți, vă informăm, vă spunem tot. Dar nu e nimic de ascuns. Trecem la puțin cu numărul 2, tot ca informare, privind ordinea și liniștea publică în Comuna Paringea, propuneri pentru planul de măsuri privind combaterea faptului de violență și a stragerilor de bunuri, alte aspecte de interes public. Dăm cuvântul domnului șef. Da, domnule ziua, mă numesc Dorin Șerban, am fost în care am dat în funcția de șef de post la postul poliției Paringea la data de 1922. La nivelul postului poliției sunt cadrați un număr de 2 lucrători, deși schema este de 4, eu, șeful de post, și al colegul meu, agent Balan Radu, care e venit de 6 luni. În perioada analizată, adică 2021-2022, la nivelul postului poliției Paringea au fost înregistrate un număr de 205 infracțiuni, sesizate către locuitorii comuni, atât în mod direct cât și de unitate de parcare de pe rază în centrul Bacău. În totalul infracțiunilor sesizate au fost observate un număr de 135 dosare penale. Au rămas în locul 80. Asta e situația. Tot în perioada analizată au fost aplicate un număr de 331 sancțiuni contravenționale cu valoare de 141.730 de lei, aplicate la legea 61, privind convențuirea socială, la rutieră și la regimul silvic, majoritate. Au fost reținute 6 permise de conducere, 5 certificate de matriculare și 2 seturi de plăcuțe. Au fost soluționate un număr 27 de petiții, care au privit diferite probleme și situații dintre locuitorii comunei, acestea fiind soluționate în totalitate, petiții primind răspuns cu rezultatul verificării la domiciliu. Pe raza Comunei Paringea, pe realizată, au fost înregistrate un număr foarte mare de fapte cu violență ridicată. Noi și Borgeștiul suntem în top 5 de Bacău. Vă dau un exemplu care a fost reținut pe 24-30 zile în ultimul an, continuu. Roșca Nicolae Nănești, Sanu Mihai Nănești, Oleja Mihai Gabriel Nănești, Arminte Marian Nănești, Mitra Cosmin Nicolae Nănești, Leșel Ion, aici Paringea, Cioroabă Aurel Gabriel, tot Paringea și Pătrar Cristian. În prezent avem în vedere situațiile care se întâmplă în Nănești și Vladic, acolo cel mai multe probleme, în vedere al violenței. Și am și o nouă propunere pentru dumneavoastră. Aș vrea prin compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei Paringea să se identifice familiile dezorganizate care țin mulți copii și în metrul cărora pot fi registrate fapte de violență în familie sau absentism școlar, iar pe baza identificărilor efectuate
să fie efectuate ședințe de consilier sau prevenire cu specializări cadrului PJ Bacoa, avem la siguranță școlară, avem mai mulți psihologi acum și vor fi informați și din cadrul DGSPC Bacoa cu la situații de risc identificate. Și dacă s-ar putea montarea mai multor sisteme de supraveghere pe raza comunei Palincea și permiterea accesului la aceste lucrătorilor de poliție. Dacă s-ar putea să avem și noi să fim cumva în direct, cu telefon, un monitor în post, să furăm multe lemne, noi îmi facem față, lumea nu reclamă, asta care nu-ți da de bază să fură pădurea cu reclamă, am, cred că din 80 dosari, am 40 dosari în oară pe sindic. Ați știți și dumneavoastră. Foarte multe biserici. Nu fac față, nu facem față. Schimburile s-au schimbat, cum mai este poliția, cum era acum 2 ani, cu șeful de post, stăteau 16 la post. Acum, azi schimb 1, disare într-o la 12, pe 6 comuni, dacă sunt la Josie, nu poți fi și la Palincea și tot așa. Suntem puțin la toate comunii. Da. Deci accesul, mai puțin de jumătate. Accesul la camere, la VDR, deci nu avem cum să ducem în postul, în postul dumneavoastră, pentru că... Am înțeles, că este o aplicație de cât decât până într-o 100 de metri. Ați putea vorbi, nu știu, să am cumva aplicația de telefon. Da. Să mai trebuie noaptea, poate sâmbătă, până luni... Deci asta da, când vin, deci când vin băieții, cu asta când vin băieții de la calculatoare, se-i place pe telefonul. Da. Deci avem camere la Vădenice, după avem și camere la Cămin, avem aici în centru și la primărie. La Dănești? La Dănești încă nu am băgat internetul. Deci are internet, dar e slab, nu prinde, nu are cum. Am înțeles. Da? Și la camere astea trebuie internet ca lumea. Da, cam atât, dacă aveți întrebări. Așa vreau una. Noi avem acum un proiect de hotărâri care a fost coordonat de zi, în care se cere înființarea poliției locale. Vă poate ajuta în un fel? Eu cred că m-ar ajuta foarte mult. Da. În ceea ce privește camerele de supraveghere, am insistat și pe domnul Hrana, dar acum poate cu curentul, cu internetul ăsta. Adică, de exemplu, poliția locală, cel puțin lumea, dau un exemplu, m-ar ajuta foarte mult. Că centru acolo, chiar dacă vine continuu, am început cu avertismente, că na, lumea să înțeleagă, dar tot nu înțelege. Și căruțe, și mașini, parcate, m-ar ajuta și în târg, m-ar ajuta foarte mult. Da, chestii de poliția locală. Și la noi, la Fandic, avem în vedere că planul, în sfârșit, și zonele astea au dezvulnerabile, pentru că domnul agent ne-a prezentat că sunt multe probleme, poate reușim să instalăm camere de supraveghere. Deci, momentan, nu avem internet. Da, momentan, nu. Dacă vin ăștia care spune că bagă peste tot, după o să devină mai ușor, să facem un proiect de hotărâri, să punem măcar străzile principale, la intrări, și cu centru, să vedem. Da. Nu știu, să avem internetul, de exemplu, la Nănești am pus, avem internetul prost, nu putem folosi, da? Investiția este făcută. Am înțeles, domnul primar, la Nănești, se practică, pentru că știți dumneavoastră, să strângi, au acces, ei pot să strângi, să strângi lumina pe timp din noapte, când vor să treacă ei cu lemnii, după aceea au acces acolo, deci, toate oricine. Eu știu că este lacăt pus la Nănești, pe Nănești Vale. Da, și este. Este un băiat de alcoolică, Costel, Costică Colfe, el oprește și dă lume. Dar în momentul dacă ei vor să facă, ba, adică o sărbă cu harac și au făcut scurt, o sărbă siguranța la iubatul public. Da? Așa se face și la Văreni. Da. Când trebuie că ăștia dragurgești cu căruți cu lemne, acum nu mai avem probleme cu terna pădurea din raza aia, da? Dar punea undeva o sârmă cu un harac, făcea scurt, să lea siguranța la urmatul public, sau să lea siguranță, dacă nu nimerea, să lea la tot satul. Ei își fac treaba. Acum am prins, știți, data trecută în buget, ca să punem sistem de aprindere. Nu punem cu senzor, punem cu ceas. Pentru că ați putea să facem un pic de economie da. Și noi. Să se aprindă seara la ora 7, să se stângă la ora 11 și până să se mai prinde iar la ora 3-4 dimineață ca să vadă omul că noi stăm în casă, dormim și avem lumină pe drum. Nu? Este foarte mulți bani cheltuieți pe curentul electric. Dar și cu camere, așa este. O să punem. Vedem. Deja avem un proiect. În vedere, tot cu camerele. Da, a fost un proiect, dar era foarte scump. 18 miliarde, 80 de camere. O puteam da, învățăm. Da, dar în nouă proiect, dacă, de exemplu, sunt în infracțiuni la Văleni și partea asta să fură,
obligat dacă e un singur om în secția de poliție, nu poate să se deplaseze în ambele părți. În schimb, în ambele supraveghere, în primul rând, poate îi demoralizează. Asta e, ceva de previne. Da, primul rând, cam ăsta ar fi secul de prevenire, nu e de cum sancționat. Vreau să vă spun un secret? La Văleni, ca să, când dau ei de trecut cu cățacul lemnii, se duc și trag. Nu am, baterie la sistemul video, da? Se duc când trebuie pe curentul, trece. Și așa și până tot ei dă drumul. Ha. Și totuși, rata de probabilitate la fapt, văd că e destul de sunt căzut. Da, e duci capul. Da, da. Deci nu reușim la poții de lemnii, pădurile este fiind pus în proprietate după anii ăștia 2000 cât s-au pus, ei nu au încă stăpânirea că acolo e proprietar Vasilache. E proprietar. El zice, bă, tu să fugi niște miști treaba aia. Ar trebui să faci presura folosirii și le-am pasă. Da, dar nu vreau. Sunt obligați. Nu știu exact dacă e obligați, dar sunt obligați să-mi rog cont de pe raza Moldovica, nu ia pădurile de pasă. S-a schimbat... Asta așa cum e problemă. Domnul Șer, s-a schimbat atâtea reguli. Acum nici nu mai dă voi, noi care suntem moștenitori, până când nu devenim proprietari, nici nu mai marchează mii, dacă nu sunt proprietari. Vă dați seama să dezbat moștenirile din... La noi, pădurile le-am moștenit. Proprietarii decât cine cumpără acum. Dar noi sunt moșteniți din strămoși, din... Așa e pădurea. Și nu ne marchează nici nou. Da, dar una dintre problemele este că nici omul reușește să cumpără pădurile legale, pentru dacă ai avea unde se spune, oamenii ăștia că spui n-ar mai avea cu ei să-i vândă. Și ăștia le vând la prețul de... ilegal. Nu, 6, sunt de amuzeriți, da. Da, deci am făcut o adresă, cred că, în cursul din 3 ani, ca să facă o marchezie, să facă un punct pentru cetățenii din Comuna Parincea. Ei, chiar dacă marchează, vinde la un privat și ăla nu vor să vândă și la cetățenii din Comună, da? Și am făcut adresa, numai că trebuie să-i dăm drumul astăzi și solicităm să facă special pentru cetățenii din Comuna Parincea. Am mai făcut și acum 2 ani, dar tot n-am rezolvat nimic. Acum trebuie să fii și conștient, sunt încălzit. Păi, așa este. Păi ce să știu să da. Mulțumim, domnul... Vreau să mă retrag, mai am și trebuie. Da. Mulțumesc. Trecem, trecem la punctul numărul 3, da? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea. Dăm cuvântul domnului Grecu Vasile. Bună ziua. Hotărârii Guvernului 86 din 2015, în care s-a aprobat repartizarea sumei de 43.000 lei la capitolul Comun de Hapați din TVA pentru echilibrarea zilele locale, destinația pentru fața regenului, la regimentul populației. Mai avem rectificare în baza la 3 numărul 1478 din 3 septembrie al Ministerului Finanțelor, în care se comunică influența la Comun de Hapați din TVA pentru descentralizarea cheltuielor de învățământ, avem minus 3.000 la bonusul serviciu. Și mai avem rectificare în baza legii 126/2021, privind plata la bonusul de încălzire. Sumele sunt împărțite pe capitolul de venituri și cheltuieli, conform la situații bugetare, pe care presupun că le-ați parcurs în ședința pauzului de vădărie, dacă aveți multe cu ceva. Dacă nu sunt întrebări, consultăm comisiile. Comisia primea materialul, văzând în două elemente, pentru că din treia formă pervenită legea, controlarea legei. Deci, pe dată, spun legea, să ajute Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a deciziei numărul 25 din 24.08.2022 a Camerei de Conturi Județul Bacău referitor la auditul financiar asupra conturilor anuale de exercițiu bugetară a OAT Comuna Parincea pe anul 2021. Aici o să l-ați citit, ați văzut ce este vorba, dacă o să încerc o să vă explic așa un pic. Deci avem
necontrolarea fondului de rezervă. Deci noi suntem obligați ca în fiecare an să ne facem undeva un fond de rezervă, să punem niște bani. Noi în fiecare an am avut fondul de rezervă, dar ori îl țineam pe la drumul de la Vlane, știți că tot timpul luam de la drum, sau îl țineam pe alte proiecte, la alimentare cu apă și luam de acolo dacă aveam nevoie. Ei, acum au venit cu tăticul, sunt tot timpul să înființați fondul de rezervă, da? În care prin HCL, prin hotărârea Consiliului Local din 35, din 2022, care am înființat fondul de rezervă și 129.000, adică nu, da, în sumă de 129.290.000. L-am pus, l-avem, este regul, banii sunt acolo, dacă avem nevoie de bani, putem să-i luăm de acolo să-i folosim. Și trebuie să facem așa în fiecare an. La punctul numărul 2, evidențierea și urmărirea încasării venitului bugetului local. Da? Aici avem o taxă de la agentul, de la fondul de vânătoare, care trebuie să o încasăm în fiecare an. Deci s-a rezolvat pe timpul controlului, unde a făcut adresă, ne-au și băgat banii, vorba de 406,86 lei. Deci sunt bani 400, dar dacă trebuie încasat, nu, trebuie să-l încasăm. În urmă, avem menținerea în evidență curentă a obligației fiscale, prevăzând amenzi datorate de debitori persoane fizice decedate pe anul 2019-2021, da? La persoanele care decedează, deci noi trebuie să scoatem din evidența primării amenzi și toate datorii care le-are să rămână pe zero. Deci mai avem în efectuarea procedurilor de executare silită, conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală, da? Care aici suntem în desfășurare. Adică noi trebuie să facem executări silite, trebuie să... Noi am făcut în fiecare an, da? Trimis la o acasă, dar dacă noi ce poți iei grei la porcul din ogradă, ce poți să iei? Deci mai avem impozitarea construcțiilor aparținând persoanelor fizice pe raza comunei la finalizarea lucrărilor, construirii și neîncasarea taxei de recepție. Deci la procesul de urmare de recepție, fiecare om trebuie să plătească o taxă. Dar omul nu a venit, deci el are un inspirat, un făcut, dar nu a venit cu procesul verbal și să plătească taxa. Dar s-a rezolvat la cei care erau, s-a rezolvat problema respectivă. Necalcularea evidențierea și încasarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate și a taxei de salubritate pentru persoane juridice. Deci cum aveți dumneavoastră, SECE, Vasălachii sau cum aveți, da? Deci obligatorul trebuie să percepe în taxe și să vină să plătiți. Dar plătim taxe publicitate? Dar nu la toți. Deci nu plătim toți, da? Deci nu băgăm pe toți la cei așa. Găsim cu toate codrii cu X, nu plătim. Nu lăsa. Da. Deci rămâne desfășurare. Așa? Pe urmă, inventarierea patrimoniului public și privat, administrativ, au luat ATC, Parigea. Știți, noi odată la 3 ani de zile trebuie să facem inventarierea, în care acum, și pe urmă, și trebuie trecut prin hotărâre de Consiliul Local. Domnul contabil deja o luat legătura cu când trebuie o persoană autorizată care să facă chestia asta. Deci rămâne și asta toată desfășurare. Pe urmă avem lipsa documentelor justificative și tocmirea acestora cu informații incomplete, astfel încât exercitarea și realizarea sumelor datorate să nu poată fi considerate certe în cazul lucrărilor și de refacere infrastructură rutieră aferentă de calități naturale executate de SECE ANCO Bridge SRL. Deci aici este vorba, am făcut un contract, deci noi pe situație de urgență am primit 2000 de metri cub de la o firmă, de la Apele Române, deci de la prefectura care ne-au dat gratuit 2000 de metri cub. Dar noi ăștia 2000 de metri trebuie să-i scoatem din apă, da? Să confirmă autorizată. Se duce, transformă în piatră care o punem noi pe drum și pe urmă să ne aducă acasă, da? Ei, aici e ce-au făcut. S-a greșit coeficientul de calcul, da? Și nu a ieșit... Da, nu a ieșit ceva mai puțin. 2000 de metri. Nu, e cu 100 și ceva de metri cu. Nu, stați un pic.
Nu, 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 nu e asta. E următoarea. Deci cu asta. Deci aici ei mi-au adus piatra, da? Am pus-o în curte. Nu i-am făcut recepții, i-am plătit tot, da? Dar noi din curte de aici, că am luat-o și am dus-o, unde am avut nevoie pe drum, nu i-am mai făcut ieșirea. Actul de ieșire. Da, știți cum, acolo trebuie, ai un car care e de mașina stul, bă, bă, numai, deci tot în urma plurilor și asta, noi tot acolo am zis, dar nu s-a făcut documentația și nu am lăsat ca să facem, să încheiem. Așa, până acum vine cu, tot cu ei, care s-au, tot în aceeași, în același proiect, e cu eficientul că îl transformă din metri cubi în, în toni, da? Și cu eficientul ăla l-au pus, trebuia să ne mai aducă 146 de metri cubi. Asta ar mai fi vorba de vreo 10 mașini, dar fără transport. Deci e nici dator. Dacă noi mergem cu transportul nostru, ei ne dă și acoperim. Da. Deci aici, am ajuns la punctul 12. Actualizarea justificată a unor componente ale prețului din contractul de executare cu lucrările cu alimentarea, copa și canalizarea. Deci, pentru actualizare, trebuia să facă niște documente, da? Și ei, în loc să pună cifrele corecte, îl cărgau un pic, da? Când ajungea, se respingea, iar au făcut, iar... Și astăzi trebuia să le facă din nou. De asta n-aș fi spus de pe ordinea de zi, că nu bătea calculul cum trebuie să bată. Și nu, nici consultantul nostru nu a reușit să finalizeze. Și de asta le-am spus și pe ordinea de zi, da? O să le avem, o să facem o ședință extraordinară, nu știu, când sunt gata și o să mai avem ceva. În câteva zile, într-o săptămână, cred că o să facem o ședință extraordinară, da? După care avem aici, ce ați văzut, urmează cu școala, cu... Da, asta ați citit dumneavoastră, nu... Deci, eu am vrut să vă prezint exact strict ce ține de primăria ta aici. Cu școala. I-am făcut, i-am științat, să fac răspuns. Nu găsești foile de parcurs la, la o mașină? Nu știu, m-am dat. Nu, nu, pe ea cu 2021. Deci nu găsești documente. Au făcut niște lucrări, n-au făcut proces verbal de recepție. Să răspund. Da. Deci, trecem la... Vă suntem comisiei? Comisia numărul 1? Aviz favorabil. Comisia numărul 2? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind înființarea poliției locale a comunei Parincea și aprobarea ROF. Aici știți ce este vorba. Și noi considerăm că avem nevoie și dacă și cu târgul și cu toate problemele care sunt în comun, vedeți că sunt numai doi polițiști și ăștia doi polițiști îi duce și pe Tamaș și pe Ungureni și pe Burgești și pe Parincea. Deci chiar au posibilitatea să, măcar aici, poliția locală, să ne ajute problemele care le avem noi. Așa că ai informat că să vă întreb, dar ei vă lucra program de optori, domnule. Deci o să le facem un program de optori, da, pe timp de zi, și dacă o să fie nevoie, deci omul lucrează optori, după aia liderul lui, nu? Deci dacă o să fie nevoie și de noapte, da, o dată, sau dacă solicită să faci o patrulă, sau... Nu știm, deci... Nu știm, vedem. Să nu știi școală, să stea la școală, să stea la școală. Deci nu putem să plătim porții o să stea la școală. N-am făcut nimic. Dacă stă vizată și... Aici directorul este obligat ca să închidă poartea și copilul când a intrat în curtea școlii, deci este obligația lor. Nu mai iese când început să eliberează, da? Și de asta spun, că ar fi bine. Doamne, dacă mai avea numai copiii noștri, le-am dat o masă caldă, am face, că sunt mai puțin, așa sunt mulți. Nu avem posibilitatea să dăm la atâția copii masă caldă. Nu? Pe urmă... Și plus, să zicem că avem intrat în proiect. Noi avem competență pentru copiii și cetățenii din comuna Parincea. Poți să dai masă la unii și ceilalți care sunt cealaltă comuni. Sunt comunicări. Deci ar trebui un parteneriat ceva. Da. Complică lucrurile. Noi avem nevoie cu câini bagaboase, noi avem nevoie cu gunoaie, noi avem nevoie să ne ajute poliția locală. Nu,
păzesc copiii la școală. A, deci la școală este. Deci ea obligația ca profesorul de servici să stea cu copiii, să stea afară. Dar, deci dacă mergeți niciodată, o să vedeți că este profesor de servici la școala Marincea. Doamna supără, dar să știți că în mare parte am dreptate. Am dreptate. Am dreptate că dacă ați avea dumneavoastră, dacă ați avea dumneavoastră copilul la Marincea, nu v-ar conveni. Sigur nu v-ar conveni. Așa barba, da, da, și se întâmplă. Sunt nu, la Varna știți ce se întâmplă? La Varna au fost, am avut o problemă unde a plecat 4 copii de acolo. Da? Da? Deci, postul a fost înființat, noi l-am cerut din Consiliul de Administrație, da? L-am cerut încă 2 posturi, pentru Vălen și pentru Varna, dar având în vedere că au plecat 4 copii, postul nu-și mai avea rostul. La Parincea avem aici clasa 0, clasa 1 și clasa 3. Clasa 2 și clasa 3. Da? Ei, avea 27 de copii într-o clasă, da? Și am zis, dom'le, hai să aducem postul ăla de aici și să poate măcar clasă. Vă dați seama, ce poate să învețe atâția copii într-o oră, în 3 clase, da? Ce poate să învețe într-o oră? O oră nu are o oră, e 45 de minute, nu? Ei, și avem problemele astea care trebuie să înțeleagă că noi trebuie, ca să copilul să poată să învețe, că tot ești, un vai de mine, copil în clasa a 5-a nu știe să citească. Dom'le, tu, deci, nu dau nimeni nimic. Dom'le, dar fă ceva, ești acolo, faceți ceva, nu? Deci trebuie să fie clasă, ca să poată un copil să învețe, să plece acasă cu ceva, trebuie să fie clasă de sine stătătoare. Da? Clasa 1, clasa 3, clasa 2, clasa 2, clasa 3, clasa 3, da? Și asta, ce ar trebui să facem noi? Să unim Năneștiul cu Vălenul. Da? Facem câte o clasă, atunci copilul ăla, învățătorul, pleacă cu ceva, pleacă cu ceva acasă. Și învățătorul poate să-și facă treaba. Nu? Dar nu-i poți cere. Am avut în comună clasa 0, clasa 1, clasa 2, clasa 3, clasa 4. Deci 5 într-o clasă. Cu cine înveți? Pe cine înveți? Deci nu am dreptate. Noi ne vedem numai de interesele noastre. Fii serios. Da, o să ajungem. Deci, aici nu e problema cu publicul profesor, nu e învățătorul cu cadrul stat din comun. Deci, problema sistemului. Sistemul. Că e sistemul care îl face postul. N-ați înțeles. Deci, nu am nimic cu oamenii care muncesc. Da? Atât timp cât ai două norme întregi. Da? Vii la 8. La 200 de ore. Când faci? 4 cu 4, 8 ore. Spune că ai numai 4 ori, dimineața 4 ori, când faci 8 ori? Acum știți cum o măsură de control este și aici în Consiliul Local, dacă vă amintiți. Nu? Noi anual aprobăm structura unui școlar. Într-adevăr am aprobăm ceea ce vine de la școală, dar nu e obligatoriu să aprobăm. Dar noi putem să și respingem. Deci aprobăm structurile nu alea. Nu suntem de acord. Ei, vis-a-vis de faptul că se poate face o reorganizare, dar o reorganizare în sensul discuției care tocmai a avut loc, înseamnă desființarea unor posturi. Vă dați seama că să fii, dacă comasezi școlile din comună ca să faci clasă unică, da, așa, asta da, înseamnă că se reduc posibil și la jumătate numărul de posturi de cadre didactice. Da, dar nu se reduc, doamna secretară, nu se reduc, de exemplu, la Năneștiu. E doamna Cupu cu doamna Hârbu, da? Să-ți cești clasă. Să-ți cești clasă. La Fărin e tot doi. Domnul Durac cu doamna Dănor. Sunt tot cești clasă. Da? Nu, dar zic că mai nu. Eu mă refeream la faptul, luăm în discuții, că facem la Parincea. Clasa 1 să fie clasa 1 și ca să am clasa 1 de sine stătătoare peste 20 copii, cum prevăd normele, înseamnă că mi-aduc copii din toată comuna aici. Și clasa 1, nu? Și clasa 2. Și atunci, vă dați seama, pot să fie 5 cadre didactice la învățământul primar. Câte sunt în comună, cadre didactice? Da, nu, dar o clasă, o clasă de sine stătătoare, acum nu mai este cu 20, acum e cu 12 copii. Sau da, cât este, da. Cât este, da. Tot mai dispar. Cum ar fi? Dispar și spate. Nu v-ați dat interesul nostru, că acum nu aveți ceva, domnule, nu? Așa ei vin de la BAC, când ești mulțumiți, vin. Uitați-vă, dar dispar locuri care de oameni care locuiesc aici? Nu, domnule. Nu, domnule. Nu, domnule. Nu, domnule. Păi, da, nu, domnule. Deci, în opinia mea, deci, în opinia mea... La francez, la mine erau două posturi. Eu și un coleg. Un coleg acela tot plecat. Am mai fost ok. Deci urmează, în ședință din Consiliul Local, de regulă, inspectorul școlar, noiembrie, decembrie, din solicită pentru anul școlar, celălalt de acum, 2023-2024, ne putem
putem gândi așa cu școala aici de față, reprezentanții, cam cum stau lucrurile și cum se formează clasele astea și să ne gândim și la o altă variantă în interesul copiilor. Că ceea ce este acum, văzând rezultatele, parcă n-ar fi în interesul copiilor, dar rămâne în discuție. Da, știți cum, doamna Dămor, haideți să vă mai dau un exemplu, da? Știți că spunea toată lumea că am desfințat eu liceul la Paringea. Da? Dați-mi voie să vă spun chestii, da? Anul trecut, la ședință din Consiliul de Administrație, ca să fie următor. Bă, de acolo pleacă, da? De aici pleacă. Suntem Consiliul de Administrație, nu e hotărât, da? Facem. Ce trebuie la bana? Păi, ar mai trebui impost. Pune-l acolo, da? La Vălen ce trebuie? Mai trebuie impost. Pune-l acolo. Scrie câți copii ai. Acolo câți copii acolo. La liceu nu ar mai trebui. Scrie-l acolo, da? Ce am hotărât noi cu administrație? Exact aceea trebuie ne-o dat. Când a fost data trecută, când s-a desfințat, eu stau la Bacău, când nu treceți, când nu-i bine, când nu puneți, nu-o pus. Da? Și nu l-o dat. Dacă n-ai cerut, nu-ți dă. Deci, acum dacă noi am cerut în Consiliul de Administrație, toate posturile care am cerut, pe toate nu-l-o dat. După care, au ajuns la Bacău, au venit la noi și noi i-am dat, ok. Dacă noi nu-i dădeam acceptul, sunt tot cea înapoi. Structura școlară pe care o aprobăm noi, trimitem hotărârea la inspectorat. Dar ea pleacă cu propuneri de la școală, doar știți, nu vin propuneri de la școală, le aprobăm noi aici, și după asta eu trimit hotărârea la inspectorat. Poate și rămânerea liceului în picioare să rămână liceu, poate și asta poate să fie, cu toată lumea spune că nu construim, când a fost atunci doamna Cucu era aici, construim primăria ca să fie așa un punct pentru comună, ca o casă de vizită. Și liceul, până la urmă, poate să fie și el susținut ca fiind, adică da, o chestie mândria zonică, cu toate comunii sunt cei. Deci noi suntem de acord. Da. Dar haideți să facem așa fel, să iasă bine, nu? Să vedeți corpul ceasă, să-i facem treaba. Să facem treaba. Să fim cinstiți și corecți. Să vedeți acolo. Deci eu n-am nici interes ca să desfințeți un liceu sau să facă la pagea. Nu. Lasă facă. Dar dacă ei nu-și fac serviciul, nu-și fac treaba. Sunt profesori care într-adevăr își merită banii. Dar sunt alții care nu. Trebuie să înțelegeți chestia asta. Sunt profesori care nu-și fac treaba la catedră? Păi n-are cum, doamnă, două norme întregi, cum să o face? Voi fiți integrați, ce vreți? Un învățător care predă la 5 clase, da? Cu comitet sau cine ai făcut? Cum ți-ai făcut? Dar te-am înțeles. Două. Cum ai făcut? Vă spun președinte. Da. Haideți să încheiem punctul numărul 7. Aveți proiectul comisia? Aveți favorată? Aveți favorată. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 8, proiectul hotărârii privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Paringea, județul Bacău, pentru ședințele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Domnul Miu. Cine de acord? Cine este pentru? Felicitări! Așteptăm la acțiunea zilei. În octombrie. În septembrie. Deci, s-a spus la vădă, da? Da. Deci, trecem la punctul numărul 4 al Ministerului Economic și Social de Mediu a Comunei Paringea. Nu o mai prezint. Ați avut dosarul, ați văzut. Aici nu se votează. Pe urmă avem raportul anual de activitatea viceprimarului Comunii Paringea. Dacă aveți, să-i puneți întrebări sau ceva. Dacă nu trecem mai departe. Raportul de activitate al consilierilor de specialitate, raportul de activitate a consilierilor local și am trecut la diverse. La diverse, dacă vreți, mai discutăm ceva. Deci oricând, doamna Dămur, dacă aveți ceva, veniți, întrebați și doamna secretară, eu, domnul contabil, tot timpul am spus. Aveți toate documentele la dispoziție, nu ascundem nimic. Orice vreți să verificați, puteți verifica. Noi nu putem să facem, ca văzut, de la 3 ani de venit curtea de conturi, la un an, pe fiecare an de venit ăștia de Asociația Comunilor, care și ăștia fie așa, te caută și te tăvălăște de numai.
Nu poți, nu mai merge, domnule, că așa se face odată. Nu, acum trebuie să ai toate documentele, trebuie făcute toate, ca la carte. Aș vrea o întrebare. Stela Tersa. Stela Tersa. Nu mai stați că eu luăm aceasta cu câinii, cu firma aia. Deci, suntem indicat PSA, da? Așteptăm să se scrie, dar nu se scrie nimeni. Deci nu se scrie nimeni. Da. Trebuie să preluăm procedură. Sau procedură. Să încercăm varianta aia, care eu am mai spus-o în ședință de Consiliu Local, să facem la municipiul Bacău, poate ne primesc la adăpostul de acolo. Nu, au încercat mult și nu ne primesc. Măcar să facem. Să ne primesc, pentru că au și ei discuți și nu... Nu avem atât de mult, sunt câteva zone pe aici, pe acolo, unde... Da, mai... Bineînțeles că o să fie contractul. Dacă vedeți în fiecare săptămână, vedeți câte un câini străin. Da. Fiecare să nu câini străin. Am înțeles că este, a fost o problemă la Pieco, acolo erau învățați acolo și l-au mușcat și, nu știu, mai sări la alt om. L-au mușcat de Iori, de la care au calat la l-au mușcat de mână. Da? Este o câine rău acolo. Stă acolo, pa, în țacul ăla. Sunt da. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim o zi bună. Da, da. Cum o zi? Problema cu vremea e una foarte serioasă, că chiar nu este de unde să luăm. Poate putem interveni cumva la Traian, la Forul Silvic. Am fost un pic prins cu ședința de astăzi, da? I-am spus lui Corina ca să facă adresa din Italia, că trebuie să solicităm să parcheze strict pentru Comuna Paricea, să vândă la cetățenii din Comuna Paricea, da? Astăzi îi dăm drumul hârtiei către Ocolul Silvic, o să fac și către ăștia de la Bacău, către centru, o să fac și către prefect, da? O să trimit la toate instituțiile ca să ne sprijine pentru lemnul de foc. Pentru că personal am fost la toate zeilele care sunt, n-am reușit să și este foarte greu, dar eu cred. Deci astăzi, personal, mă ocup ca să ajungă și la prefectură, și la Ocol Silvic, și la Bacu, la care răspund de Ocol Silvic. Domnul, nimic? Deci problema dumneavoastră, i-am găsit un teren, da? Și haideți ca să vă spun și unde este terenul. În spatele la domnul Didri, unde era de la acolo în stânga, chiar unde a fost groapă de gunoi, da? Acolo avem o bucată de pământ. Deci acolo să facem intabulare, 1000 de metri pătrați, unde să înființăm un cimitir pentru tot. Deci va fi cimitir public, da? Nu îl dăm în gestionare nimănui, o să-l gestioneze primăria, da? Și cu asta basta. Fiecare care are etnic, fiecare care are un decedat sau asta, vine la primărie, stabilim ca să iasă de la început. O să facem să fie trasați, nu apară cimitirile astea vechi, unul așa, unul invers, unul... Da? Deci, dăm drumul la lucru, o să fie mult de treabă, pentru că o să avem nevoie de foarte multe avizi, că este vorba de un cimitir. Deci, ne apucăm și de probleme. Asta e problema, nu știu. Pentru că ăsta a fost aici, domnul director, la școală, am apucat să vorbesc cu dânsul. Și vorbeam din masa caldă. Nu știu dacă dumneavoastră a văzut ce masă să dă la copiii, iar nu cu copiii noștri. Și am zis că data care vine, o să vă duc la fiecare câte un corn, îl las să văd dacă mâncați. Dau la câini nici câine rământe. Cam că dai joc cu mâncarea la domnul. Dar ce-i vinovat? Cine-i faci? Nu vin, doamne. Nu mai vin noi treabă cu ei. Deci procedura este aprobată la nivel de Consiliul Județean. Tot la fel, dacă vă amintiți, noi am dat hotărâri că nu ne asumăm organizarea noi a achiziționării acestui serviciu. Deci Consiliul Județean este cel care a achiziționat serviciul. Este o firmă care vine în teritoriu și așa, dar probabil cei de la școală care sunt responsabili cu primirea acestor produse trebuie să verifice atât calitatea, cât și cantitatea și tot ce implică o gestiune. Deci, puteți să vă adresați domnului director, probabil s-o fi întâmplat. Acum și eu am avut copilul la școală aici, de multe ori vă zic cam și eu cornul ăla, chiar era gustos. Nu știu dacă se întâmplă tot timpul. Nu știu, doamna Daniela, aici... Erau coastii, dar nu mai apucă... Totele de
Faceți o adresă, deci faceți o cerere către directorul școlii, da? Și îi explicați, domnule, nu considerăm că omul este bun, da? Vă rugăm și domnul director să facă o adresă la cei care aduc portul, da? Să schimbe sau să facă ceva sau să-l facă ca lumea, da? Dar asta, dacă nu facem noi nicio sesizare, directorul nu are de să știe că nu trebuie bună cu corzi la tine. Dar cu tărâță îi apreciați că pentru geste. Da, nu așa, da, că sunt discutat. Da, trebuia să ne asumăm noi achiziția, plata, tot ce implică. După ce o să stabilească un pic spația cu școala Parigea, vedeți ce hotărâri luam și poate de la anul, poate cer că ajută să-i dăm în asistență. Da, mulțumim pentru participare, o zi bună!